Salutare tuturor, numele meu este Andrei și am revenit cu clipurile lungi aici pe YouTube. După cum ați văzut în titlu, o să fac un haul cu produse de pe Shein. N-am mai postat de foarte mult timp un haul cu produse de pe Shein, pentru că nu am mai comandat de foarte mult timp produse de pe Shein. Doar că am primit o felul de reclame în ultima perioadă și am văzut o chestie care îmi plăcea, după care am văzut o chestie de care aveam nevoie, după care am zis hai să intru un pic pe site, am văzut că mai aveam niște chestii în coș și uite așa am strâns, nu știu câte sunt, vreo 9-10 produse și... haideți să vă arăt ce mi-am luat. Apropo, în caz că auziți zgomote pe fundal, se apropie alegerile electorale, iar oamenii au decis în continuare că e nevoie să se schimbe bordurile și asfaltul și dalele în loc să se construiască spitale sau, mă rog, chestii care au nevoie. Hai să trecem la haul. O să încep cu lucruri de care aveam nevoie și anume această chestie. Haideți să o desfac și vă explic ce face. Este practic o carcasă în care poți să-ți pui șapca, cel puțin așa era în video, ca să o poți spăla la mașina de spălat. Și o bagi așa la spălat și automat atunci nu se strică, nu se îndoaie cartonul ăla. Mi s-a părut o chestie foarte bună pentru că eu folosesc super mult șepci, adică por mereu șepci pentru că mă duc la sală, că nu suport să-mi curgă transpirația pe față și atunci au șapcă. Iar de la transpirație șepcile se decolorează, se fac urâte, se p***. Și mi-a apărut pe TikTok un clip cu această invenție. Am dat click pe site-ul respectiv, dar invenția asta se vindea cu, nu mai știu cu cât, cu mult, cu 60-70 de lei. Și am stat și m-am gândit, bă, sigur trebuie să existe pe Shein așa ceva sau pe AliExpress. Și am găsit pe Shein, nu mai știu cât am dat, 4 dolari, 4 ori 5, aia venit vreo 20 de lei am dat. Oricum, mult mai puțin decât era prezentată reclama aia pe TikTok. Și acum o să văd dacă funcționează sau nu, o să o testez curând și o să pun pe Instagram, pe story, rezultatul. Mă rog, dacă funcționează sau nu, dacă are sens să-ți cumpere asta sau nu. Stați să treacă salvarea. Un scurt disclaimer, nu prea am cum să vă dau prețuri, pentru că prețurile pe site-urile de genul și în AliExpress se schimbă constant, adică nu, degeaba v-am zis că am dat acum 4 euro pe asta, că mâine poate să fie 1 euro sau 10 euro, nu, n-ai de unde să știi. În schimb, dacă vă interesează vreunul dintre produse, îmi lăsați comentarii și eu vă dau link-ul cu produsul respectiv, pentru că am, na, comenzile le-am salvate acolo la mine în contul de pe Shein și pot să vă dau link-ul acum în oricul vostru dacă le găsiți mai ieftine. Trecem mai departe cu acest plic. Apropo, a fost pentru prima dată când am dat comandă, pentru prima dată și a treia oară, că a fost asta a treia comandă ever de pe Shein. Dar e pentru prima dată când am primit pachetele, adică de obicei le primeam toate într-unul, tot ce îmi comandam, toată comanda o primeam într-un pachet. De data asta am primit-o în 3 pachete diferite, adică venit pe rând și șocant că primul pachet a venit după 3 zile, al doilea a venit după vreo 5 și al treilea, cel mai mare practic, a venit după 7 sau 8 zile. Dar m-am șocat când am primit telefon de la curier, deci eu dădusem comanda vineri și luni m-a sunat curierul: hei, am un colet pentru tine de pe Shein. Pe bune, al meu? Da, era al meu. Asta a fost una dintre comenzile care a venit singure și mi-am luat septum, pierce de nas fake. Era pe două, așa era setul, cu două modele, argintiu și negru. Și hai să vedem cum arată. O să-l încerc pe ăsta argintiu. Mamă, nu prea știu dacă o să pot să-l port acum iarna asta, pentru că mie îmi curge nasul în continuu. Mie până în aprilie o să-mi curgă nasul non-stop. Opa, am scăpat deja chestii pe jos. A, avea capes pe care pot să-i schimb, iar eu i-am scăpat sub dulap. O să-i mânci aspiratorul. Cred că trebuie un pic ajustat. Așa, nu, el arată dubios un pic. Dar am, e un magnet foarte slab și am impresia că dacă îmi trag un pic mucii, îi trag și pe ei pe nas. Deci nu știu dacă poți să-i porți așa la modul să ieși în oraș o seară, să te duci la party, mai degrabă așa de o poză, de o filmare, de... Da, nu știu. Și trecem mai departe, ăsta a fost primul care a venit, primul pachet și este un inel. L-am luat mai mic pentru că eu nu am inele care să-mi vină pe degetele astea de la capătul mâinii. Adică pe degetul mic și pe inelar. Ar trebui să fie niște ochi așa din statuia lui David, al lui Michelangelo. Nu știu ce să zic, arată drăguț cumva. Not good, not bad. Și tot în primul pachet am venit... motivul pentru care am făcut această comandă, că asta mi-a atras atenția și mi-a plăcut. Ar trebui să fie o... mamă, ce material fin. Este o bluză, mă rog, cu o pictură super neoclasică, renascentistă, something. Și mi-a plăcut, dar eu nu... adică aș vrea să o probez acum, să văd cum vine și cum arată. Normal la om, adică de bună mi-e bună.
Doar că e destul de transparentă, iar eu sufăr de o mare retenție de apă momentan. Că trebuie să fiu într-o formă foarte bună ca să port asta și să mă simt confortabil cu ea. Așa că fiți pe fază pe Instagram. Oh my god, am și uitat că mi-am comandat asta. Matching. Vine iarna și aveam nevoie de niște pantaloni de ăștia de stat așa prin casă lungi, ca să fie super lejeri și largi. Și am văzut pe ăștia și materialul e... Evident, nu știu ce material e, dar e ok, adică nu mă deranjează, se simte ok. Probabil nu o să stau doar prin casă cu ei, cu siguranță o să mă duc cu ei și la Profi, care m-au zis că devine mega imaj. O să fie așa mai mult niște pantaloni de cartier. Evident că mi-am comandat și ochelari de soare. Mi se pare că în aproape toate comenzile pe care le fac eu de haine, nu prea fac des, fac așa vreo 3-4 pe an, așa mai mari, haine, accesorii. Mereu există minim o pereche de ochelari de soare. Da, mereu. No. Hai să văd. Ăștia parcă îmi amintesc, îmi luasem ceva cu... Dar îmi place foarte mult husa asta în care a venit. Chiar e tare. Dar gata, mi-am amintit. Sunt niște ochelari... Stai să-i desfac și vă arăt. Sunt niște ochelari foarte anii 2000. Ăștia am luat pentru că mi-au plăcut pe lângă că au forma asta așa un pic alien. Mi-a plăcut că au steaua asta aici. Asta, argintie. Și... Mă gândeam că aș putea să introduc simbolul stelei, așa în stilul meu vestimentar, cum am animal print și gești de piele și așa. Am gândit să pun și simbolul ăsta, să se regăsească mai des așa în ținutele mele, că îmi place. Acum, despre ochelarii ăștia mi se pare un pic prea lați pentru fața mea, dar mă gândesc că dacă îmi fac alt păr, adică să mi-l fac așa mai pe față, cred că ar arăta bine. Vom trăi și vom vedea. Mi-am luat o curea, din câte mi-amintesc eu, nu pe asta am comandat-o. Oh my god, ba da! Că tot vă ziceam de stele, mi-am luat și curea cu stele. Mamă, ce frumoasă e. Oare mă mai cuprinde? Că l-am măsurat ultima dată, era mai slăbus. Ah, e ok, perfectă. Smash, ador, îmi place de mor. Scuzați-mi vorbitul ăsta nazal, însă eu am răcit acum 3 săptămâni și... Am fost foarte rău și de atunci sunt tot răcit și nu înțeleg ce se întâmplă și I don't know. M-am testat de COVID, nu am COVID, m-am testat de vreo 3 ori, nu am. Nu știu ce am, habar n-am. Sper doar să-mi treacă cât mai repede, că m-am săturat să-mi șterg nasul de 10 ori pe oră. Mai avem un inel, hai că de ăsta am uitat. Ăsta arată așa a ceva... Nu știu, ceva mototolit. Nu știu să vorbesc. Vă plac bătăturile mele din palmă de la sală. Așa, se vede că nu mă duc acolo doar ca să fragmenta. Deci, e drăguț. E un pic cam strâns acum, că îmi strânge degetul. Trebuie să-l desfac mai tare. Dar arată interesant așa. E, na, minimalist așa. Și mai am să vă arăt două produse. Asta este o borsetă. Sper că arată la fel de bine cum arăta pe site. Ok. Deci bănuiesc că poate fi purtată în mai multe feluri, evident că se poate regla lungimea curelei ăsteia. Mi-a plăcut efectul ăsta așa foarte, nu știu, că mi-a plăcut că îmi se pare așa foarte de efect, bine, purtată cu un tricou alb sau negru sau într-o culoare și să vină asta așa peste, e super de efect, e mult mai tare decât o borsetă de aia clasică și am luat-o pentru... Party-uri, pentru festival, pentru una. Că e ceva mai altfel față de au. Stai că m-am șifonat. Față de borseta clasică. Evident că înăuntru nu încap prea multe, adică încape telefonul și cam atât. Clar doar de party-uri. Stați că am un muc pe față. Și dacă tot eram la capitolul borsete, mi-am mai luat un fel de borset, o geantă de umăr, care tot așa pentru party-uri sau nu știu, de mers la festival sau da, am luat-o. Of, ce frumoasă. Ah, stați, vă arăt. E în formă de cameră foto și asta chiar e țapănă, adică se deschide ca lumea. E chiar foarte tare și are detaliile super, super ca lumea făcute, adică nu sunt făcute în bătaie de joc sau ceva. Într-o e destul de spațioasă, în asta țincap mai multe, țincap și două telefoane. Mie nu mi-ncape telefonul, deci trebuie să-mi iau un telefon mai mic. Și cam astea au fost cele 10 produse pe care mi le-am comandat. Pot să vă zic doar că total au fost undeva la 200 și un pic de lei. Mi se pare iar un preț super ok să dai 200 și un pic de lei pe 10 produse, chiar e tare. Bine, singurele care nu mi se pare neapărat practice și ok, dar le-am luat mai mult ca experiment, e septumul ăla fake pentru nas. În rest, sunt super mulțumit de tot ce am primit și urmează să profit de toate obiectele astea
Vă invit pe Instagram și pe TikTok, acolo unde postez altfel de content și mult mai des și o să le integrez pe toate lucrurile astea prin clipuri. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, noi ne revedem săptămâna viitoare, sper, așa-i planul, cu un nou clip lung, că m-am săturat să fac shorts, mi-a ajuns, am făcut 30 de clipuri scurte. Bine, am muncit cred că un pic mai mult decât la clipurile astea lungi, dar... mi-era dor să fac clipuri de astea așa în care pot să vorbesc, nu în alea în care... Hei! Trebuie să mai zici 3 cuvinte. Nu, nu mai pot. Pentru că aveam mai multe de zis și nu-mi permitea timpul. Trebuia să mă încadrez în maxim un minut. Și a fost așa un challenge pentru mine, dar l-am dus cu brio până la capăt. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenția acordată și să aveți o toamnă călduroasă și liniștită. Ciao!